Bună ziua, declar ședința deschisă a Consiliului Local de la 26-10-2023. Domnul secretar este înlocuit astăzi. Și în păcat nu a putut să vină. O să vă rog să supuneți la vot aprobarea procesului verbal de la ședința din... Procesul verbal de la ședința telefonică este. Păi ăsta îl supunem la vot. Dar nu trebuia două? Unul de la telefonic și unul la vot. Da. Dacă sunt în documentațiile, apucă la Niciunul este. Deci cred că nu se trage verbal. Și atunci ce vă dă? Dar nu... Nu. Dar nu duce în votat. Ce să votăm? O să le aprobăm la ședință. Nu puteți să ne votăm, o să separat. Da. Să se pare mai aprobarea procesului verbal și nu sunt. Bun, trecem la aprobarea ordinii de zi a ședinței de astăzi. Dacă sunt discuții, dacă nu putem trece la vot. Cine este pentru? Toată lumea este pentru. Ordine de zi. Dar câți consilieri sunt prezenți? 13 din 13. Ce? Da, vă reamintesc. Domnul. Domnul și domnul Mondu? Deci 12. De-a sigur, tot așa. Da, 12. Da, nu ești. Poate apa. Poate să-l contactez la sfârșitul ședinței și să exprimi puncte de vedere, dacă sunteți de acord. Da. Dacă nu apare până... Da, da. Trecem la proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâri privind execuția bugetară și cheltuieli pe trimestrul 2. Da, treceți la proiectul 1, ca să vedem dacă aprobăm aprobarea procesului verbal. Că nu există la MAP proces verbal. Că nu am spus că nu aprobăm. Am înțeles. Trecem la ordinea, la articolul 1, aprobarea procesului verbal a ședințelor plenare din 2023. Deci nu este cel din extraordinară pe ordinea de zi. Nu este niciun. Da. Niciun. Dar nu-i trecut de ordinea de zi. Păi nu, dar nu avem documente, dar nici nu este trecut. Păi nu, dar care îl aveam, nu este la MAP. Păi da, asta spun. Da. Și ce? El, n-ai ce vă. Sunt discuții? Nu este la mână. Le amână. Da. Dar trebuie să facă și pentru oricea mea. Știi, parcurs. Supunem la vot, dar ce se supune? Supunem că el este punct pe ordinea de zi. Da, dar dacă nu este de dumneavoastră, e normal că n-are cum să... Ce să vă ies? Păi cum? Dar nici la MAP, e pus la MAP dumneavoastră? Noi. Și cum de s-a pus domnul primar? Nu știu, secretar, el a trecut, dar de ce cum vreau dat, nu știu, că vă lucra la el. De la domnul telefonic, că nu-i face. Da. Ce să vă zic, da, chiar nu știu. Cum au făcut de da. Da. Mai departe. Trecem la articolul 2. Proiect de hotărâri privind execuția bugetară și cheltuieli pe trimestrul al treilea. Dacă sunt discuții, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Nu sunt înscrieri la cuvânt? Mă scriu. Da. Domnul Cipcă, domnul Zanferescu. Referitor la cheltuielile de trimestrul 3, am văzut să... imediat să văd de... obiecte de inventar. S-au achiziționat 3 tuburi, 3 bazine de 1000 de litri din ce văd eu aici. Eu acum, din punctul meu de vedere, sper să nu fie suma exactă, să fie greșită. 4500 de litri, 3 tuburi, 3... Cuburi. 3 cuburi de 1000 de litri, cu totul.
Atâta este, scuburile sunt noi, nu sunt luate la mâna a doua, care sunt alea pe piață. Da, dar nu suntem nici uniți de pe plan mare, de pe lună, nu știu cum să vă zic. S-o puteți că e 1500 de lei un cu care l-a făcut. Pe piață, la ora actuală, cub nou, cu tot cu palet sau cum vreți. Nu-i nou. E unde... Ăla la 400 de lei. 500 de lei, cub nou. Mergeți și întrebați la achiziții. Ce-o găsit pe SIA? Deci, sincer. Nu l-am dat sarcini atât. Nu... Ok, acum domnul Alex este prezent? Da, este. Ok, în momentul când se face o chestie de genul acesta, dar se achiziționează de pe SIA, așa, el scoate prima cerere care va avea, da? Dar automat, la solicitarea, la prima care o câștigă, trebuie să mai vin și celelalte două mai următoare. Dacă este mai mică sau mai mare. Trebuie să mai informați. Da, el s-a ocupat, eu i-am spus că nu avea oamenii apă, pișerpeni și bogdelești, și sunea trei tuburi, trei cuburi. Nu am zis că era necesar. Nu am zis că era necesar. Acolo... Dar să dăm 1500 de lei, în condițiile în care noi ne plângem mereu că nu avem bani, să dăm 1500 de lei pe un cub, în condițiile în care este 500 de lei nou, nu este folosit, în aceleași condiții, nu știu cum. Nu știu cum o gândiți, adică nu, eu nu înțeleg. Da, în fine, vă informați la domnul Alex, eu v-am spus, eu am dat sarcini doar ca să am cuburi ca să aibă oamenii apă. Atât, mai mult nu pot să vă zic, este vorba de achiziții și băiatul o căuta psicat. Și o căuta, ce-o găsit, aia o luat. Da, posibilitatea să luăm direct la Dedeman nu există? Nu, ba, normal, că noi aproape drunăm și la Dedeman cam tot timpul cu tot ce avem la primărie, dar bănuiesc că ne erau poate în stoc atunci, când au căutat și era secetă. Dar fie ce te-ai de atât timp? Da. Și o să mai fie? Și o să fie. Domnul Ciric, mai aveți ceva de adăugat? Da, cheltuieli cu bunuri și servicii în luna public. Sunt odată 30.000, după aia mai odată 90.000, energie electrică. 30.000, atâta. Curentul electric la lumina public, 30.000. Și bunuri și servicii, curent electric, lumina public, 30.000? Păi da, ăștia sunt la lumina public. Energie electrică este pe administrație, okay. Cealaltă. Și aici ce intră aici? La energie electrică, la administrație, intră toate căminile, stațiile de depurare, tot ce ține de primărie, școlile care le avem, căminile. Vă ați plătit o sumă de 130.000 pentru grădiniță. Da. Da? În momentul de față, proiectul de la grădiniță este achitat? Nu. La celor de mai multe ori să vină exact ce îi plată, cât mai mult. Nu, trebuie să trimite banii guvernului. Așteptăm de la București. Ce sumă mai e plată, aproximativ? Vreo 300 și ceva de mii la construcții și încă 100 și ceva de mii la mobilier. Este depusă cereri de plată, cereri de rambursare, așteptăm de la București. Și-s depusă de mult, nu de mult. A fost luat tot printr-un program, nu? Prin același proiect. Păi, pe același proiect. Pe același proiect, nu de construcție. Nu, proiectul de finanțare obținut pentru grădiniță implică două segmente, construcție și dotare, da? Dacă căutăm acum pe... site, vedem că cel de dotare se găsește cu valoare, cel de construcție cu altă valoare. E normal, e defalcat în două. Nu-i logic? Nu, de interesul cartelor. Da. Așa, mai aveți ceva de un cec? Da, am văzut că este și pentru asistent juridic, avocat. Procesii a primăriei sunt? Sunt, destul. Destul? Suntem aici, suntem foarte generoși. Ar vrea să ne aduceți la ședința următoare și nouă la cunoștință, să știm și noi. Pentru că noi tot aprobăm aici, nu știm exact ce sunt, ce procesii, cum sunt. Dar v-am mai zis, dar pot să vă aduc și scriptic luna viitoare, ca să știți. Adică vă mai repet o dată, dar v-am spus pentru ce sunt. Și inclusiv contractele de... colaborare sau ce sunt aici la alte bunuri pentru întreținere și funcționare, contractele respective. Da. Dacă puteți să le aduceți, să vedem și noi ce cât e plata la oră sau cum se face, ce se face. Dar ce contract vă referiți? La alte bunuri și servicii, alte bunuri pentru întreținere și funcționare. Specificați. Contractul e Sava Dumitru. Da, Sava primește 1500 de lei, v-am mai spus. Eu stan și o primește în funcție de câte ori prestează, 50 de lei pe oră, altceva. Ați mai fost informați, am mai spus în ședință.
A, mai fost și au întrebat și la birou, domnii consilieri care nu știau. Da, nu, poate se referea și la sume, să nu s-au modificat din sume. Nu s-a modificat nimic, nu. Mă gândesc că au fost un pic majorări, poate să au intervenit la... Nu. Aici ați la total, știți ce nu avem? Da, e la global. Da, am mai spus, prețurile sunt aceleași, nu s-au modificat. Am atât, am domnul Da, vreau să întrebăm un pic... Nu văd suma care noi am aprobat-o în execuția bugetară, în rectificare. Nu, la buget, nu văd suma pentru culte aici și a trecută. Dar ești mai consovez. Este prinsă în buget, s-a dat 10.000 în trimestrul 3 pe parohia Scorțeni, iar ceilalți, 60.000 pentru Scorțeni, sunt în trimestrul 4. O să aveți în, trimestrul 4, de 20.000 o să aveți în execuția bugetară la trimestrul 4. Trimestrul 4, nu e problemă de 3 acum. Pe 4 puteți să spuneți de ce? Pe 4? Păi s-a dat 20.000, dar nu poate să apară acum. De ce pe 4? Că păi noi am luat banii de la salubritate. Păi da, ați luat banii de la salubritate și am luat, am spus destul de clar atunci, în trimestrul 4, pentru că în trimestrul 2 și 3, dacă iau, rămân fără plată la salubritate, iar mașina de gunoi nu va mai veni să ia gunoiul și plătim și penalități, s-a luat în trimestrul 4, iar în trimestrul 4, acum eu nu mai am bani să plătesc salubritatea, deja am o factură restantă. Poate dumneavoastră îmi dați soluții... Stați un pic, dar banii erau totuși. Unde erau? Păi s-au luat pe salubritate și s-au pus pe culte. Da, dar totuși banii erau, adică fizic, total. Adică dumneavoastră ați fost de acord ca să preluați din încasări? Eu nu am fost de acord. Nu, ați făcut să preluăm din încasări, să completăm la salubritate, la asta mă refer că... Nu. Păi salubritate, încasări, întrebați la impozite și taxe cât se încasează. Nici de cum nu încasez, nici jumătate nu se încasează la salubritate din ceea ce trebuie să plătesc facturi. De ce? Pentru că nu se încasează. Pe anul trecut, de exemplu, că am avut curtea de conturi, s-a debitat 100 și ceva de mii, iar eu am plătit undeva la 300 și ceva, pentru că se plătește gunoiul la tonă, se vine destul de mari facturile. Deci s-a venit factură și de 46.000 în luna trecută. Eu întreb că din cetățenii care văd exact ce se întâmplă și se primează la noi, din discuțiile care mai sunt și în parohii și în consilieri parohiale, întreabă de ce sumele de bani nu au fost virate în momentul când... Sumele de bani vor fi virate, deci au fost virați 20.000 în luna octombrie, urmează mai fi virați în luna noiembrie foarte, iar dacă nu, banii nu ajung, deja acum rectificarea care am propus-o o să fie la următorul articol, am pus pe salarii un 50.000 pentru că nu mai am bani de salarii să dau pe luna octombrie, care vor fi plătite în luna noiembrie, iar pe luna decembrie bani de salarii nu mi-ajung, nici la dumneavoastră la consilier, nici la salariați. Nu mai spun că sunt diferențe salariale de dat din urmă, pentru că dacă ați citit, s-a promulgat legea 103 de anul trecut de Iohannis, deci a fost contestată la Curtea Constituțională anul trecut, banii nu au fost prinși în buget și s-a promulgat legea, s-a aprobat mărirea de salarii, deci pe coeficient de la 2080 salariu minim s-a dus pe 2300. Având în vedere că sunt atâția salariați și au coeficient de 1 și 3 și... Suntem 20 în total, doamne. Și, plus ceilalți cu social, care au grijă de persoane. Bine, și asistenții personale, asistenții personali și indemnizațiile cu handicap, ei merg cu salariul minim actual. Deci noi suntem cu 2300 ceilalți salariați. Dar asistenții personali și indemnizațiile pentru handicap, ei merg cu 3.000. Și acum, de la 1 octombrie, cu 3.300. Dar acești bani n-ar trebui să vină din o rectificare a statului. La început de an... Nu din bugetul nostru, că n-au fost trebui, da. La început de an... Nostru, așa trebuie. Să-și asumi dânsii că dacă au promulgat de acum. Deci este legea bugetului de stat și legea finanțelor, care la început de an, când s-au dat banii la buget, s-au primit sume din TVA pentru finanțarea asistenților personali și a persoanelor cu handicap. Dar ei finanțează prin lege până la 90%. Deci diferența se pune din bugetul local. Având în vedere măririle astea care au fost
de salarii la ei, nu s-a mai făcut nicio rectificare. Probabil luna aceasta, luna viitoare, o să solicite finanțele o adresă prin care este machetă destul de stufoasă prin care o fac, cât asistenți sunt, cât plătesc lunar, să verifică și în trezorerii și ei consideră dacă ne mai dau bani sau nu. De exemplu, de la 11, 12 asistenți, acum 14. Și am spus, dacă nu ne dau bani, ce se întâmplă? Se pune din bugetul local. Dacă nu avem... Nu avem, rămân cu plăți restante. Și oricum se trebuie să se dea. Cu toate banii, că ei au dreptul prin lege și la banii pe concediu. Încă o lună în plus. Deci oricum retroactiv îi vor lua și noi vom lua și dumneavoastră. Și dar dacă nu aveți de luat din urmă, aveți din urmă dacă automat mi se merești mie, ca, așa, și dumneavoastră raportat la cât iau eu. Dar să vedem de urmă. Cazul în care, deci, nu o să dea niciun ban, nu o să fie nicio rectificare de buget de la guvern, o să umblu pe toate articolele la sfârșitul lui noiembrie și o să tai de peste tot ca să asigur salariile, ca să știți. Deci, luna viitoare, la sfârșitul noiembrie, iarăși o să vin cu rectificare. De unde au mai rămas bani și nu s-au cheltuit, îi tai toți și îi duc pe salarii, pentru că trebuie să achit salariile. Sunt viramente de făcut la stat, dacă nu le achităm, blochează conturile. Facturile poate să mai aștepte sau ceilalți care mai au de primi bani. Nu am ce face. Să înțelegem că suntem într-o situație... Suntem într-o situație în care nu am fost niciodată. De la guvern nu se vorbește de nicio rectificare, la Consiliul Județean nici atât. Și să reținem de toți, așa. Nu numai, adică și numai se pregătește o ordonanță de urgență prin care se reduc cheltuielile. Dar poate știți, da, este pe transparență bugetară, puteți să intrați, să studiați. Nici reparații nu mai e voie să faci dacă se întâmplă ceva, deci sunt multe chestii blocați pe două luni. Ați citit dacă aș citit-o. Mai are cineva ceva de adăugat la dezbaterea acestui proiect? Da, la modernizare drumului, vreau să mă întreb și ne-a stopat. 31.000. Banii respectivi? La modernizare drumul s-a plătit undeva acolo consultanța pe achiziții, tot ce ce a fost în legătură cu licitația, la modernizare drumului, deci licitația. Licitația pentru? Licitația care a fost pe modernizare drumului. Pe primul proiect. Pe primul proiect. Da. Este încheiată, finalizată. Noi am aprobat A fost spus spre dezbatere proiectul pentru celălalt trez de drum, da? Nu, ăsta e la primul proiect. Lăsați-mă un pic, sistemul. Proiectul respectiv, noi pe primul încă nu-l avem bătut în cui, bine, că nici probabil... Trebuie finanțare în spate, tatăl, trebuie finanțare în spate, trebuie și să iau prima dată. Păi, da, e concomite. Corect. Noi pe celălalt l-am pus în practică. Să facem demersul pentru proiectul respectiv. Banii o să trebuiască, nu? Noi nici pe primul nu-l avem, la proiectul al doilea, pentru drumuri. La fel o să trebuiască să dăm din bugetul local care bani noi nu avem, după cum spune. Adevărat? E final, e proiectare, nu? Da. Păi logic, dar nu v-ați văzut 11 miliarde din toate proiectele astea și datorii la grădiniță și toate care, dacă nu-ți bani pe cineva, așteptăm. În momentul, dacă nouă ni se aprobă, să spunem primul proiect de drumuri, da? Da. Tragem balanță cumva că noi nu avem apă pentru implementare? Nu pentru implementare, pentru aprobare. Pentru execuție. Nu. Pentru că, vă spun eu, este ce vorba. Exact cum e și la apă, cum e și la asfalt. Da. Sursa de finanțare vine de la guvern, da? Deci proiectul tehnic că s-a discutat, deci poate să mai aștepte și amânări ca plată, dar execuția nu mai poate să aștepte termenii. Înțeles? În momentul în care a semnat contract de finanțare, neapucă de treabă. Și în parcurs o facem în multe anual, în 2-3 ani îi dau eu bani pe proiectare. Restul, suma fiind, să vă dau un exemplu, v-am mai explicat din câteva ori, 200 și ceva de miliarde cu TVA e apa, 300 și ceva din primul proiect cu asfalt. Deci eu îi plătesc doar proiectarea, dar proiectarea poate să mă aștept să vă dau multe anual în momentul în care am bani. Dar execuția, când plătea bani în cont, s-a apucat de treabă. Atât. Corect. S-a apucat de treabă. Noi nu avem apa încă început. Păi da, normal că v-am spus, da, că și cu apă. Păi da, eu ce am explicat?
O să meargă cu o comitie de doctrin nebun, că nu-mi dă voie ăștia să, să mă apuc. Dacă am băgat apă, am făcut un segment în spate, dar m-am mai spus chestia. Nu ne aprobă proiectul de asfaltare dacă noi nu avem încă... Îl aprobă pe ăla, dar nu-ți dă voie să-i execuți până nu bagi apa. Deci este, n-ai cum, conform legii. Deci ai aprobare, semnezi contractul de finanțare, s-a apucat de apă, au făcut un kilometru, nu poate să facă și lucrările de infrastructură de rutieră. Așa e numai la... Asta e legea România, că doar nu... Și eu aș vrea, știi cum să zbor, dar dacă n-am arifat. Eu am crezut că este vreun punct, să zic, care te trage jos, că nu ai apa încă băgat. Păi... E măcar început la lucrare. Deci ca aprobare, deci se pot aproba 10 proiecte. Dacă ai execuții, trebuie să fie etapizat. Asta vreau să spun. Întâi apă și bani. Deci nu e nicio problemă una cu alta, să vedem semnatic. Și proiectul respectiv, dacă ei ți-l aprobă, doar știu și ei, ești conștient de cât durează. Dar e aceeași cursă de finanțare, că nu-ți dă bă, eu am fost la mine, deci am deviat din la subiect. Dar hai să, să te lămuresc pur. Deci în momentul în care te duci, că e aceeași cursă de finanțare, care e depusă la Comitetul Național de Investiții, da? În momentul în care ei au în calculatorul lor toate solicitările mele și toate documentațiile, automat pot să semnez toate proiectele cu ei, dar nu-mi dă finanțare decât la prima oară, că nu-i nebun niciun, că este lege, nu poți să... Dacă ai pus asfaltul 5 ani de zi, nu mai poți să pui apă, să faci alte lucrări pe drum. Deci automat băie etapizat, dar în concomitent terminate ambele documentații și dacă dă Dumnezeu și ne pune semnăm în toamna asta și ne apucăm, eu nu știu nici eu, că nu pot să vă spun, m-ați mai întrebat, minciuni și eu aștept semnături, da? Dar prima oară te apuci de apă și după aia mergi cu asfalt. E logic, nimeni nu-ți dă băie, nici tu acasă, te apuci să-ți faci mansardă dacă nu partierul. Asta să vă interesați foarte bine, domnul primar, am și eu o informație, o sursă undeva de la CRAB. Așa. Că toate comunele care vor avea proiecte de apă, așa, în cazul unei necesități, unei probleme, problema este gravă cu apa, nu vor fi acordate niciuna. Pentru că la Valea Uzului... Eu știu că s-au lucrat cu scafandrii, știu toți, știu istoria. Au scăzut nivelul apei foarte mult. Da, Dumnezeu e mare și plouă, baza la apă să trage apă. Toate comunile să-și caute foarte bine surse de apă, unii sunt râuri. Dacă niciun tazău nu ai Mihăiță. Deci eu, tu nu ai niciun pânte. Eu vă spun ce informații au apărut în ședințe care au fost făcute, pentru că știu, nu vor fi racordate comunii, chiar dacă ele au proiect de implementat și executat, chiar și executat. Nici nu se pune problema la fel. Va se pune mari probleme. Nu, apă să fie, că nu suntem în zonă. Trebuie căutate soluții de apă, unde sunt zone care sunt râuri, de exemplu, noi cum avem Tazău, cum avem posibilitatea aici, ar mai fi o posibilitate de a se fora, de a face local. Noi, nu cu... să ne legăm din producta CRAB. Să fac extra, opțiune, că deja ești prins cu bani, dați o grămadă în proiectul ăsta. Trebuie să mai fac apă. Acum să vedem noi ce vedem. Știți ce s-a spus în ședință? Nu va rămâne Bacău fără apă pentru comunele adiacente când sunt pe conducta... Vedeți că Bacău mai are o sursă de apă. Știu, mai știu. Eu vorbesc de sursa asta. Domnilor, haideți să plecăm. Hai să ne venim la proiect. Supuneți la vot, domnul. Putem supune la vot? Mai sunt chestiuni? Da, supunem la vot proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, privind execuția bugetară către trimestrul 3 anul 2020. Cine este pentru? Da. Ca să puteți să vă notez. Doamna Ceaușu. Pentru. Doamna Tamara, pentru. Toată lumea. Mă abțin. Domnul Cipcă se abține. Da? Domnul Cipcă. Abține. Trecem la proiectul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli de anul 2023. Îmi scrie la cuvânt. În preambul voi explica ceva, doamna Părstatele, dar dacă mai aveți... Avem un scrie la cuvânt. Vă rog, domnul Bacu. Scrie și prin... George și domnul Bacu. Ok. Poate interveni oricine în funcție de... Acum să ne respectăm unii pe alții, să nu intervenim peste.
văd aici la secțiunea de dezvoltare, amenajare, trotuar între școală și grădiniță sat Scorțeni. Trebuie plătite vreo factură sau este ceva care trebuie făcut de acum? Păi dacă vreți să dăm drumul, trebuie să am și cum am făcut la școală centru aici. Aha, deci trebuie făcut de acum. Este o diferență de executare, este executat din contractul care a fost încheiat și a rămas undeva la 29.000. Că nu s-a putut face lucrări, trebuie să lucrăm la grădiniță. Și acum ca să-i dăm drumul, după recepții, trebuie să aveam să fiu omenești, că nu poți să pui copiii să urci pe balastru. Despre aia e vorba. Acum vreo două ședințe v-am solicitat ceva pentru școală, niște sume. Știți sau ați reușit să virați ceva sau nu? Nu. Dacă se vira, era tot o rectificare din cuci. Nu, dar nu se poate. Nu avem noi. Dar nu, am înțeles aici. Și din acea rectificare nu se puteau găsi măcar pentru mărțile alea de caloriferii de la școală, nu existau două... Nu, că uite, mi-au cerut și mie, că să vă spun, mi-au cerut și la grădiniță. Am avut o recepție luni și știi foarte bine și în acesta, doamna Vici, mi-au solicitat ISC-ul și acolo mă știi. Și nici pentru alea nu am, dar acolo trebuie să vorbesc cu proiectantul, poate vin un proiectare să o facă ei. Eu nu am de unde să pun bani acolo. Mă știi din protecție. Dar nu rămân în coadă de pești. În momentul se poate face achiziții, și la școală, și la anul, la buget, nu, deci... Cu doar regretare, n-am apucat să vorbesc chestia asta, dar o să vorbesc. Mai știi protecții, ca să nu se... Na, o fi fierbinte apa, copiii, știi de asta, despre asta e bun. Pot face și unde? Dar dacă plătim bazinii de 45 milioane, te-i bazinii de unde bani din măști? Dar tu știi cât e o masă? Da, ei, șața va ajunge la 100 de milioane, mă. Nu știu cât ar vrea, dar oricum îi spun. La început de an, școala a primit niște bani în bugetul local, a primit sume din TVA de la Direcția Finanțelor, a mai dat și noi 90.000, și noi vroiam mai mulți, dar... Mi-a dat 4 miliarde la buget, am dat 2 miliarde la școală. În afară de ce au ei? Păi, de unde? Dar noi cu ce funcționăm? Vedeți că am intrat mai nimic. Problema este că s-a schimbat doamna directoare și trebuie să vedem și ce spune și doamna, că doar atât am cunoscut, dar să discut subiect. Că mai fi și subiectul cu baza sportivă. Ce facem ca să treacă în fondul la școală sau că altfel trebuie făcute niște lucrări și de acolo. Să chemăm la... Să fac pereții, să vedem ce cu centrala aia. Da. Vedem care treaba, trebuie discutat problema foarte clar. Vreau să ții cont de chestia asta. Vedem cu baza sportivă ce facem cu ea. Și acum chestia cu bugetul, deci să vedem și doamna directoare care a venit acum, că ea am înțeles că rămâne. Să vedem despre ce este vorba clar. Ea, fiind nouă, o să vadă care sunt toate treburile. Deci venit din vânzarea bunurilor, domeniul privat, o achei? Deci din vânzarea... Din vânzarea la bunurilor și tractor. Plus taxele care au fost încasate. Da, da, da. Și sunt sumele cumpluri de la impozit, au fost prin impunerea unor clădiri? Ce s-a încasat peste plan, sumele alea micuții pe care le vedeți dumneavoastră, la început de an noi am stabilit prin lege venituri la nivelul încasărilor de anul trecut. În fiecare cont am mai depășit 2-3 mii, 5 mii, iar din creșterea de impozite și taxe i-am pus pe salarii la administrație. Am înțeles, m-ați zămurit, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Aici la amenajare totuară în divenință școală de 30 de mii. Atât mai este de rest de execut avanzii 29.000 prin contractul care am fost încheiat cu firma respectivă. Deci suma... Devizul este aprobat. Restul lucrării. Este aprobat tot de dumneavoastră. Deci restul lucrării, că o parte este executat. Ca să putem face un mână curent, cum am făcut la școală? Terminăm. Domnul Cipare, și alimentare cu apă? Alimentare cu apă au mai pus o diferență de 5.000, deci veniturile din vânzarea din domeniul privat al unității administrative teritoriale, nu poți să pui banii pe secțiunea de funcționare. E obligatoriu prin legea finanțelor să-i pun pe secțiunea de dezvoltare. Mai avem de plată la proiectul tehnic la alimentare cu apă și 5.000 i-am pus acolo, ca să nu... Da. Studii sau ce sunt? Proiectul tehnic. Diferența, mai este diferență de plată la proiectul tehnic.
Ce am zis mai mult? Da, hai să lăsăm pe doamnă ce. Terminat, mai aveți. Văd, pentru asta, secțiunea dezvoltării, îi, 5.000 pus la apă aici, dar nu... Ce sumă ar mai trebui ca să fie pus în... Adică să fie toate avizele la zi, nu? Dar sau nu ce avizele, dar ce trebuie să mai ai proiectul, noi am plătit o parte din el. Trebuie să-l achizi cât mai eu. Deci, la alimentare cu apă, proiectul este depus la București, domnul primar v-a spus. Este inclusiv dată autorizația de construcție. Toate avizele, tot sunt. Este de plată, rămas, proiectul tehnic. Deci, la ora actuală, mai sunt de plată, din valoarea facturii, 233.000. La proiectul tehnic. Deci, noi nu mai avem nimic de plată, decât proiectul tehnic. Atât. Mai avem factură. Restul este depus la București, se așteaptă pentru contractul de finanțare. Scuze, cum că ziceați ceva, că CNU ne preia și fără plata proiectului. Nu preia PTH-ul. Preia doar execuția. Atât, nu? Da. Factura este făcută cu instituții, n-are cum să-ți da. Preia ei de factura de față. Am încercat, dar nu preia. Nu preia, nu. Vorbești un... Deci, ce ar mai trebui la acel proiect? Noi nu când avem bani, le plătim... Proiect. Diferența. Și de ce nu se dă, dacă ne preia, nu ne dă avizul de... Păi aștept avizul. Îl aștept și eu, îl aștept și tu, că eu îl aștept mai bine, mai... interesat ca tine. Aștept să semnez cu ministrul. Spune ce l-au bine. N-ar mai fi la acest proiect alte impedimente. Nu. Decât la anul să fim buget să... Aibă bani, să... Nu la anul. Să aibă bani, să aibă bani în finanțare. Pe... Deci, am întrebat și eu pe doamna Cortabil, am întrebat și la București. În momentul în care, pe bugetul ministerului, exact ca la o primărie, nu se pot face angajamente bugetare că nu mai au nici ei bani, deci să faci contracte fără acoperire financiară, de asta se stătea diversată chestia până acum. Că o să trecem anul viitor la un nou buget, când o să ne apropie. Dar nu avem treabă cu bugetul lor, avem cu al nostru. Păi și ei depind da. La fel ca dar fac rectificare, din ce am înțeles, se va face rectificare de buget din fondul de rezervă și sperăm că o să fie cât de repede. Mai mult nu pot să vă zic, că nici eu nu știu. Am înțeles, ei nu pot să încheia contracte de finanțare, adică angajamente bugetare, dacă nu au și bani în buget. Exact ca la noi, la primărie. Mai dacă ai tot bani în buget, atunci o să cheme primărie la contracte. Mai pe românești, proiectul e aprobat, dar nu are finanțare. Da, este aprobat asta proiectul, e. Dar nu are finanțare. Încă nu s-a chemat domnul primar, semneze contract. Domnul Cicu, vă rog, aveți cuvântul. V-am dat o foaie. Cererile care vin din partea școlii, care a fost depusă la primărie în luna a noua și v-am mai dat încă una în care răspunsul domnului primar al primăriei a fost că, practic, nu avem bani, dar o putem rezolva la o eventuală rectificare bugetară. Da, care o să facă guvern. Da. Că acum noi ne acoperim și voi explicați, doamna contabilă, prioritate. Asta e prioritate, ce înseamnă asta? A? Da? Vrem să dăm drumul la copiii ăștia să funcționeze în grădiniță, automat îți termin centrul. Trebuie să avem bani de salarii și vă luați și dumneavoastră și toți salariile. Trebuie, așa da? Așa prioritate, așa. Începând cu punctul 1 din solicitarea școlii, da? Prima de instalare către doamna Usache Eliana Gabriela. De cât timp a fost făcut? Da, prima de instalare, vă spun eu acum, discuția am avut și cu doamna contabilă, o puteți chema și pe doamna domnișoara Usache să vă spună. De anul trecut nu au fost în stare contabila și cu doamna directoare, ca să nu spun, să prindă un 6.000 de lei din banii care i-am dat mereu pentru prima de instalare. Am discutat și am vorbit, doamnă, prindeți? Când am dat iarăși bani la buget la început de an, iarăși nu au prins. Nu este vina noastră că ei nu-și prind bani pe priorități. Noi i-am sunat așa și am spus, vedeți că aveți sume din TVA atâta, aveți din bugetul local atâta. Mie nu vine nimeni să facă bugetul pe articole, pe furnituri, pe curent electric, pe asta. Doamna contabilă și cu doamna directoare de la școală trebuiau să știe pe ce își pun banii și unde au nevoie pe priorități. Banii respectiv, din ce știu eu, vin pe o parte... Se dă din bugetul local. Ca și plată complementară. Da, din bugetul local. Plată complementară, da. Banii respectiv, eu zic că ar fi trebuit stipulați exact
Nu pot eu stipula exact, pentru că eu nu știu școala ce cheltuiele are. A trebuit să vină școala în fiecare lună, să facă o situație și la 3 luni să facă o execuție bugetară. Atunci aș avea control asupra lor, dar până atunci nu. Eu nu știu ce cheltuieli își fac dânsele acolo. Că au nevoie la energie, că au nevoie la furnituri, că au nevoie la material de curățenie. Calculul este simplu, da? Aici, e treaba lor cum își împarte. Nu știu unde îi folosesc banii, cum îi folosesc, nu știu ce, dar nici nu au un buget. Bugetul, practic, pentru educație, că până la urmă acolo se duce. Nu e educație pentru cei care au copii, viitorul țării, viitorul nostru. Da? De aici o să primească banii de la primărie. Păi da, dar banii de la primărie s-au dat, dacă nu și-au pus în buget. Din condițiile în care ei au de plătit luna, le plătiți lumina, nu le plătiți... Primăria are 2600. Știți cât are școala? Deci școala pe anul acesta are 246.000. Deci bani pe bunuri și servicii, 246.000. Din 246.000 n-au avut 6.000, spună pentru doamna Ursache. Este o contabilă, nu? Care trebuie să-și facă treaba. O doamnă directoare care știe prioritățile, nu? Dar nu este treaba noastră. Noi le-am dat banii ei și pun pe priorități, cum au, pe articole. Prioritatea noastră cu salariile acum, că tot am discutat de salarii. Cheltuielile personal 656. Ăsta e bani pe salarii cheltuiți pe ultimele 3 luni. 3 luni, da. Așa. Facem ori 3, aproximativ ne mai trebuie. Adică suntem cumva sub suma care am aprobat-o inițial. Da? Inițial, la începutul anului, a fost 2.388.000. Păi da, v-am zis că pe luna decembrie nu mai apar pe salarii. Întreb dacă ați luat din banii ăștia cumva să-i distribuiți. Pentru că, practic, banii ăștia, cât ați spus dumneavoastră pentru salarii ca și complementarii, a zis că ne trebuie acum, că după aia, la sfârșitul anului, oricum nu mai avem, ia. Păi da, trebuie luna noiembrie. Dacă facem calcul la 600.000, ori 3, vin 1.800.000. 1.900.000. Până la 2.300.000, dar mai un trimestru, știi? Da, corect, mai e un trimestru. Pentru ultimul trimestru mai trebuie completat. Ce trebuie să încă doamna? Că e deficit, că s-au majorat salariile și așa suntem, că trebuie să vedem din urmă. Și noi nu avem deja, nu avem acum? Păi nu e. Deci în luna noiembrie, salariile care vor fi plătite pe luna octombrie, luna noiembrie, eu v-am spus, aia 50.000 care sunt puși, sunt pe administrație pentru plata salariilor. Pentru că nu mi-ajung banii la salarii. Dacă faci bugetul, prin ce suma care trebuie să o încasezi pe timpul anului, dacă nu ai încasat tot? Păi da, dar în buget, când s-a făcut bugetul la început de an, v-am explicat destul de clar. Salariile s-au mărit. S-a dat dispoziții la fiecare salariat și dumneavoastră ați văzut că ați primit indemnizația lunară mărită. Deci nu s-a prins mărirea de salarii în bugetul inițial. Eu nu erau informații de lucru. Nu era promulgată legea. Dumneavoastră a venit cu propunere de rectificare. Eu personal, nu știu ceilalți. De exemplu, nu văd necesitatea amenajării trotuarului între școală și grădiniță cu 30.000, acum, în momentul de față, în care noi am stat deja un an, proiectul s-a terminat ca să autorizați în construcții, și dăm drumul, și dăm iar bani la constructor, că are nevoie de bani constructorul ca să termine. Ce să termine? În condițiile în care nouă ni trebuie la școală caloriferii, pe data de 28, vine controlul, da? Și încă nu au un... Banii aceștia care au fost, am mai explicat, trebuie puși pe investiții. Este legea finanțelor. Venituri din vânzarea din domeniul privat al UAT-ului. Citiți legea. Nu-i pot pune pe secțiunea de funcționare. La școală înseamnă secțiune de funcționare. Deci se pune pe secțiunea de dezvoltare obligatoriu. Banii când au intrat în cont s-au dus pe investiții direct, pe secțiunea de dezvoltare. Și plus de asta sunt și contracte în execută. Contract? Da, este. Da, dar vrem să dăm drumul. Ionuț, ascultă-mă. Îți înțeleg punctul de vedere. Multe priorități sunt. Dar dacă vrem să dăm drumul, putem acum... Ai și tu copii, da? Cum? Păi dacă ai. Hai să facem, să terminăm, să dăm drumul ăsta. Îi țin în grădinița mică, am toate condițiile necesare. De ce să nu-i dăm drumul? Dacă tot este... Da, corect. Asta să fim corect, asta e mai mică ca aia. Așa că asta... Ce e mai mică? Salile de rugă. Nu, la recepție s-a amânat, deci nu s-a terminat recepția, s-a amânat cu 50 de zile pentru unii nereguli care erau și neclarități. Ca să se știe lumea... S-a suspendat, de fapt. S-a amânat cu 50 de zile, s-a suspendat. Maxim, că a dat termen 50 de zile, dar nu. Că eu vreau săptămâna viitoare să convoc, că s-a remediat ce a fost.
foarte bine dacă... Eu am terminat. Da, dar în sala din 14 copii și în grup iau 20. Trebuie nefăcut autorizația de construcții, nu? A, și ca să-i treaba mea. Trebuie să faceți spațiu de introdus mașina cu lien? Mare lucru cu lien. Cu tocarea cu roaba și care pe acum. Da. Cumpărăm noi cartă și... Vreau să întreb, chiar nu se poate ajuta școala cu chestia asta? Acum, momentan, nu. La rectificarea care o face guvernul, o așteptăm și noi, dacă o să găsim tot. Dar, de exemplu, a zis că cea mai mare gaură e primăria, mănâncă cei mai mulți bani, dar investiții și nu se vede nimic la cetățeni. Deci stăm doar pe salarii, să avem, mărim salariile, avem de toate, dar nu facem nimic. Deci primăria mănâncă cei mai mulți bani. Sunt angajați destui. Asta este, mâncăm cel mai mult, bani și restul nimic. Păi nu-i convine să vină semnez statul de plată să îmi facă nimic ca să plece acasă. Care-i problema? Păi sunt destui. N-am nimic cu nimeni, dar sunt. Stau și loc. Cei mai mulți bani să cheltui pe salarii, da. Aveți dreptate. Dacă omul vine la treabă și nu trebuie să plătești. Da, dar sunt și... Da, angajații ar trebui limit asta numărul persoanelor din comună. Trebuie dată legea distrusă. Avem pe organigramul 25, suntem 20. Eu știu 25, dar nu sunt chiar 5. Eu aș spune acum, nu știu, suma asta de 50.400 care e pus pentru salarii la primărie, eu aș spune de suma asta, bănuiesc că nu e plafonul maxim la care trebuie fix. Păi este plafonul că nu pot să-mi dau salariile în noiembrie. Asta este problema. Acum v-am zis. Haideți să fim serioși și să nu... Adică luăm banii de la oameni și nu le dăm bani pe lume. Nu, salariile, salariile să vină consiliul local, mai este problema mea. Eu mi-am făcut raportul de specialitate. Că trebuie să găsim alte soluții de unde să luăm bani, nu din salariile oamenilor. Dacă ne trezim cu procesii colective și o să dăm dublu înapoi, da? Sau triplu, sau... Ca la același lucru se poate întâmpla inclusiv cu doamna de la școală. Da. Corect? Cu doamna de la școală am vorbit și cu doamna contabilă. De ce să faci solicitarea către primărie? Eu vă întreb acum. Mi-a spus doamnei de la școală, doamnei contabile, am vorbit. Puteți să o chemați să vorbiți cu dânsa și cu domnișoara care are de primit bani. I-am spus, doamnă, pentru 6.000 de lei sau cât are dânsa de primit, faceți o rectificare de buget internă. Eu propun mai departe cu dispoziția domnului primar sau cu hotărârea Consiliului Local să pună ăștia 6.000 de lei și să-i dați banii doamnei. Nici în ziua de astăzi doamna contabilă n-a venit cu un raport de specialitate și cu o propunere. Vreți să-i fac eu hârtiile? Nu pot eu. Totul pleacă de la școală. Dânsa trebuie să-și facă hârtiile. Chemați-o în Consiliul Local și explicați. Eu am explicat de zeci de ori. Mi-e și rușine de domnișoara învățătoare că a venit de ien ori la primărie. Și am sunat exact de față cu ea. Ce pot să fac eu? Că nu este în stare să fac o rectificare de 6.000 de lei banii doamnei? Mergeți la școală și discutați. Chemați-o aici. Eu nu am ce să fac. Hai să spun ca să încheie subiectul. Uite, îți garantez eu că vorbesc cu doamna, să văd, o chem pe doamna directoare, chiar trebuie să vorbesc de subiecte care mi le-ați spus și sigur domnișoara sau doamna o să găsească soluții. Trebuie să ajutăm școala. Adică, băi, eu am înțeles, dar trebuie să fim și realiști. După aia, tot ce este pe foaia asta, m-ați uitat, bănuiesc un pic, tot ce este pe foaia asta, trebuie avut un raport de colaborare de primărie și școală să ajutăm cumva școala. Într-adevăr, banii poate nu sunt cât de nu știu cât. Bă, dar le-am dat, mă, băiatule! Dar le-am dat, dar de unde să le dau? Că nici eu n-am primit. Deci eu noi am mărit o taxă la oameni în comun. Hai bă, să fim serioși aici. Deci bani au... Trebuie să înțelegeți realitatea, nu că fabulez, că doar dacă așa...
Domnul Cipriș, este clar că lista asta care ați prezentat-o, fundamentul, este pertinentă și toate investițiile trebuie făcute, dar ținând cont că ea a venit acum, cel puțin în Consiliul Local, și la momentul ăsta, a venit acum în Consiliul Local, la momentul ăsta, să fim realiști, nu are de unde să dea sumele astea, da? Poate în bugetul de la anul o să aprobăm la buget sume mai mari pentru școală, să acopere de la anul. Înțeles. Deci, de la protecția de calorifere, cererea făcută în noiembrie, da? În septembrie, 26 septembrie. Eu am înțeles. Ori... rezultatul a unei inspecții. Corect, dar bugetul este bugetar, este stabilit la început. Ce este prostie, este greu să le acoperi. Dar școala a venit vreodată cu vreo execuție bugetară în Consiliul Local? Să vină să dar spună, uitați, eu am cheltuit banii pe așa, pe asta. Vreți că este la bună din banii s-au dat în bugetul local, dar niciodată nu au venit să spună, uite, școala a cheltuit banii ăștia pe asta. Primăria vine la 3 luni este execuție bugetară, dar școala nu a venit niciodată. Știți, ajungem la discuțiile astea, când ei cer și avem noi bugetul când îl creiem și îl facem și îl aprobăm. Școala trebuie să vină cu ce a venit Ionuț aici, pe puncte, pe asta, să știm și noi. Și când am dat banii de aici, nu le-am dat, dăm un miliard. Nu, dăm atâta pentru acolo. Dar ce-a făcut semnul? Și astea de ce nu au fost prinse în proiectul lor? Pentru că ei au cerut 1,6 miliarde și noi i-am dat 200 din aparte de la sat. Noi să știm, da, dăm pentru asta. Nu mai încerc pentru asta. Uite, hai să citesc. Nu, ascultă-mă, ascultați-mă, Olea. Hai să luăm etapizat aici. Prima din instalare o discutat doamna, corect. Protecțiile care sunt necesare, vă 15.000 de lei, 22 de calorifere. Deci, solicitați suma fixă, domnul Antonian, nu că e 100 de milioane. De când sunt montate? 22 de bucăți, da? Automat s-o inform, nu sunt montate, mă. Ești necesară primăria. Păi nu primăria, mă, da. Din punctul meu de vedere, domnul președinte de ședință, din ce știu, sper să nu greșesc, autorizații de securitate la incendiu la spațiu care îl avem 30.000, nu este necesar pe lege. Spațiile se autorizează cu suprafață? Cu suprafață. Peste 600 de metri pătrați. Și nu avem. Așa instituții? Nu există. Deci este pe legea insului. Ia verificăm. Da, sunt niște măsuri. Din ce spun? Dacă e necesară, dar din ce știu, am avut intenții câțiva ani să fac treaba asta, și am discutat și cu doamna director Oana și cu... Și când au venit ăștia la ei, au zis că primarii nu ține necesar. Domnul primar, aici punctul s-a rezolvat. Lemnii din foc, 20.000, o diferență bănuiesc de anul trecut, dar am înțeles că au mai achiziționat anul ăsta pe datorii. O achiziționat pe datorii. Eu nu zic că nu trebuie lemnii din foc la școală, dar trebuie să mai știu și eu. Da? Inspecții de grad automat li trebuie, să spunem că, na, fiecare trece la altă etapă. Platformă site 2000 de lei la școală. Băi, nu că nu trebuie. Țineți bine, foarte bine minte, acum 3 ani, 4 ani, când a fost cu pandemia, când primăria, cred că am fost primii din județ, le-a luat tablete la copii și ce trebuie, da? Și stau în două. Păi și cine să le dau eu? Da? Sistemul de supraveghere video la grădiniță. 15.000 de lei. Uite, băi. Auzi? Antonel? Ascultați-mă un pic. Da, lăsați-mă să vorbesc. Dacă... La sistemul de supraveghere video la primărie, uite, noi când l-am implementat, că am pus camerele în comună, cu tot camere și manoperi au fost 35.000 de lei. Eu nu mai am contract, nu e expirat de un an de zi, eu nu mai plătesc nimic. Camerele merg. Dacă am nevoie de o reparație, de ceva, Doamne ferește, nu merge pe una, chem pe cineva și nu văd eu de ce 15.000 de lei, doar dacă s-au angajat la niște contracte care nu le știm. Nu, lăsați-mă să aduc așa, nu. Asta vreau să vă zic. Pentru grădinița nouă, suma asta de 15.000, aici rămânea de discutat cu dumneavoastră dacă, practic, vă ocupați dumneavoastră să dați inclusiv cu camerele video la predare către școală, când se dă în funcțiune, sau trebuie să se ocupe dânsi. Adică ăsta e ca o... Păi nu, păi dai vezi că ce zic. De la baza sportivului merge nicio cameră.
Mentenanță, păi dar nu merge din ce cauză, doamna Narcisa, știți foarte bine, nu? Școală nu o cam. Că nu se joacă copii seara acolo și fumează și beau și trag pe nas. Da, e mai mare, da? Mentenanță, sistemul video, ăsta e mentenanța, doar 10.000, doar mentenanța la sistemul video. Doar mentenanță. Nu mai merge decât o singură cameră în toată. Păi și v-am spus, dar trebuie chemat o firmă de reparație. Nu faci mentenanță pe 10.000, faci un abonament pe un an de zile. Îi chem doar, sunt firme doar pe lucrare. Ți-o făcut și îți dă garanții. Scurt. Reparați instalații electrice școală. Da, să spunem că aici 10.000 de... Aici e posibil, chiar dacă a fost reabilitat municipal, e suspect. Școala e reabilitată din 2011. Sistem nou, tot cu cabluri noi. Și defecțiuni să fie de 10.000 de lei, nu știu, în fine. Nu văd prea mari priorități. Prioritățile ar fi, ce spune cu domnișoara asta, cu majorările astea, dar astea hai să le acoperim la rectificarea din buget, care o să o facă, că sunt obligați să o facă. Statul român să o facă anul ăsta, în toamnă, că până la începutul decembrie cam în fiecare nu a fost. Cât normal trebuia să o facă în august și o fac în noiembrie. Hai că îi punem pe astea atunci și acoperim și treaba asta. Doar o parte, restul ce nu e necesar și la anul e una. Da? Domnul primar, dar chestia cu protecția de calorifere. Ei pe 28, adică numai. Lasă-vă că aia discut eu cu directoarea și vorbesc eu cu ăștia la ISCEO. Lasă-vă să văd eu despre ce vorba, da? Pe dumneavoastră, degeaba discutați cu... Eu vorbesc, mai cer un termen de derogare. Stai cu un moment, spun acum, merge și acum, îți spun eu. Dar trebuie să cer un termen de derogare, conform legii, fac o motivare. Păi eu v-am zis pe următor. În momentul când mai vine genul ăsta, părerea mea, mi-a zis acolo. Da, dar nu a anunțat cine la comitii inspecții? Băi, păi da, Dumnezeu, cum e la domnul Cip? Eu știu cine vin la tine? Eu, când ai musafiri acasă, știu cine vin la tine? M-ai sunat vreodată? În fiecare lume extrem. Hai să nu fii nici răi, da? Hai! Și dăm drumul. Bun, haide să trecem. Domnul primar, mai am o întrebare, eu. Toate comunele din jurul nostru au o grămadă de șantieri începute, au o grămadă de bani. Bă, dar nu știu la bani. Da, dar nu de bani. Discut de bani. Asta o putem discuta la întrebări. Nu, vreau să zic că de ce la noi în comună nu sunt bani? Nu înțeleg de ce nu sunt bani. Și restul comunilor au o grămadă de șantieri, au, modernizează, fac. De ce la noi nu sunt? Nu se vine timpul și la noi. Vă întreb, vă întreb, nu asta așa, văd că nu sunt nici bani în buget. Eu v-am înțeles punctul de vedere, haideți să trecem la punctul 5 și puneți întrebările care le doriți, da? La discuție, la punctul 5. La mai așa mai interpelări, da? Supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Cine este pentru? Ați puțin să vă notez. Toți. Nu, eu mă abțin. Și eu mă abțin. Să abțin doamna Ceaușu. Da, doamna Anuța și cu mine. Și eu mă abțin. Doamna Ceaușu, doamna Anuța se abține și domnul Zanferescu se abține. Mai este cineva care se abține? Doamna Faraona. Doamna Faraona, am notat-o. Da. Bun. Voturi împotrivă? Voturi pentru? Presc, da? Ar mai fi ceva ce văd ce mi-a lăsat domnul secretar de spunea de zi, pentru că la școală mai trebuie pe aprobarea de contării contravalorii. Este suplimentarea de pe ordine. Nu, mai e ceva? Cu aia 2500 lei. Pentru Gigi, Antoni. Cu Antoni, nu. Dar cu decontarea acum, domnul. Hai să o băgăm pe asta să treacă repede. Că știți pe ce vorbim. Trece la proiectul numărul 4. Proiectul hotărâri prin aprobarea alocării sumei de 2500 lei pentru domnul Antoni Gusta Gigi, cu domiciliu în sat Sărata, reprezentant ajutor pentru înmormântarea defunctului Sandrache Daniel, cu domiciliu în satul din Dore, comuna Scorțeni. Dacă sunt... Ați scris la cuvânt. Am mai fost proiectul ăsta ședința trecută, dacă ne puteți spune de ce s-a revenit cu el? Nu eram aici, o revenit la domnul secretar cu adresă din nou, pentru supunerea în ședința. El spune că suma cheltuită este, a făcut o faptă bună, el a pus banii așa, ăsta n-a avut niciun venit și omul ar vrea să se recupereze baza în baza facturii care o plătesc. Atât știu, atât am văzut.
Și eu am vrea să vă spun, domnul consilier, câteva cuvinte legături cu proiectul ăsta. În condiții în care noi nu avem bani să dăm la școală pentru tot ceea ce trebuie, nu avem bani să ne achităm salariile, cred că trebuie să fim cumpăriți în cheltuirea banului public. Da, și vă rog banii să, de aici se pot trece la grădiniță? Vă rog, sau da, bineînțeles că se pot. Și vă rog să aveți în vedere, da, domnul Sândulache Daniel, ca urmare a verificărilor care s-au făcut la ședința trecută, deține și o casă și un teren în satul Grigorești. Cineva l-a moștenit. Nu știu dacă se impune să aprobăm suma asta în condițiile actuale a bugetului. Asta nu a devenit ca un obicei. Este în funcție de... Este în funcție de necesitate, este în funcție de gravitatea faptului. Fiecare... Dacă are un bun, are un teren, are o casă, fiecare poate să o aliște, gata. Au murit, nu știu ce, mama, tata, vine la primărie, la primărie îți dă bani. Nu, doar dacă nu are pinimeni. Are, fiindcă am înțeles că are. Dar nu pinimeni niciodată. Dar eu vă înțeleg, dar spune, ce facem? Dăm... Și aceea casă, până s-a vindic casa, ce... Domnul consilier, nu vă rog, 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 care știe ce înseamnă pâine. Nu e odată la unul care nu pune niciun pieț pe nimic. Cred că trebuie să ne raportăm la contextul actual în care zis că nu sunt bani pentru a-mi justifica și eu votul. Deci eu voi vota împotrivă și acest principiu. De acord cu domnul. E corect sau nu e corect, asta este opțiunea mea, am votat. Avem acest drept. Haideți să votăm, gata. Da. Hai spune-mi la vot și să mergeți. Acest proiect a mai fost supus, am fost de acord data trecută, ar fi totuși o discriminare pentru această persoană. Eu votez pentru, datorită că, deci au mai fost cazuri în care au fost ajutați, adică au fost ajutați, au fost înmormântați și au primit banii contra facturilor și acestor probleme. Nu știu de ce nu... Pe 25 milioane este groapa, preotul și sicriul nici nu e. Dacă mai fii sicriul, faci 4... Acesta a făcut o faptă bună pentru că nu l-a lăsat pe prins pe acasă. A făcut o pomană. Până la 100 de milioane... Vreau să-și recupereze. Dar nu mai ești la pomană, mă ești. Dar n-am ești la pomană. Mai sunt discuții? Eu mă ca să nu mă mai bat jocărească tu, Ludoi. Pe mine m-a bat jocărit odată. De asta nu trebuie. Da, nu mai greu. Nu mai greu. Să vă dați diferite. Haideți să trecem la vot. Voturi pentru? Haideți să vă notez. Doamna Avram, sunteți pentru? Da, la avantajele doamne nici astăzi de acord. Și era seama. Sunteți sunt. Dar la avantajele chiar nu a avut nici. Eu nu sunt copil, au fost doi în două luni. Au fost două persoane în două luni. Bun. Doamna Anunță, haideți să ne clarificăm. Împotrivă. Împotrivă, da? Am înțeles. Bine că nu mă voi bani. Domnul Toni? Pentru. Pentru. Doamna Ceaușu? Da. Pentru. Pentru. Domnul Cernac? M-am abținut prima dată, m-am abținut și a doua. Abținere. Domnul Cipcă? Abținere. Abținere. Domnul Pavel? Pavel, pentru. Pentru. Domnul Franț? Pentru. Doamna Mugerescu? Mugerescu, da. Pentru. Vă întreb ca să nu există. Domnul Ondu? Pentru. Pentru. Domnul Pacău? Abținere. Abținere. Și mai este Faraon. Pentru. Faraonul care și-a exprimat punctul de vedere, da. Domnul Mihăiță? Abține. Abține. Abține așa. Ok. Bun. Haideți să trecem la proiectul privind suplimentarea ordinii de zi, cea cu cheltuielile. Cu școala, de contare. De contare. De contare. Asta știi toată lumea, ce-i contare. Așa. Ordinea de zi. Sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Da. De da. Supunem la vot
proiectul cu numărul 6 suplimentar. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contractul contravalorii călătorii cu mijloace de transport ale personalului didactic și nedidactic la școala gimnazială Scorțeni pentru luna septembrie 2023. Dacă sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Toți suntem pentru. Da. Ok. Trecem la articolul 5. Interpelări, întrebări. Dar nu mă zic că eu am venit din lider. Vă rog frumos. Da? Am venit că nu vor să te facă să-mi simt eu ședința. La fel, zic că este ceva urât din partea Consiliului Local. Când am hotărât într-o ședință să dăm niște bani, să-i luăm de unde i-am luat, să-i dăm spre biserică, s-a votat în Consiliul, cu toate că ne-am abținut, noi ne-am abținut, am votat bugetul, ca să treacă bugetul în forma în care au propus. Este rușine pentru noi, Consiliul Local, să nu ne ținem de cuvânt, chiar dacă nu avem bani, ar trebui găsite soluții să ajungem să ne achităm și să ne ținem de cuvântul dat. Deci este singura problemă care o am de zi. Domnul, suntem persoane diferite, fiecare judecăm în modul nostru. Exact, dar dacă am zis da odată, nu venim pe urmă și ne întoarcem să găsim un... Da, fiecare asta a fost punctul meu de vedere. Deci consecvența este... Ținând cont că și lucrările s-au executat, deci chiar cred că mare parte din ce am văzut și au spus și oamenii s-au executat, adică lucrările, nu știu, dacă numai așa l-ați fost și dumneavoastră, domn primar, la biserică, nu? Da. Parcă așa am înțeles de la niște comunicățile, da? Și cred că ați văzut și dumneavoastră lucrările s-au executat, adică... Băi, mi-ați văzut, eu am văzut cu doamna, că doar că acum nu că dăm din la sticlă când îi filmăm sau asta, pentru că niște oameni corect și sănătoși la cap, eu așa zic, stiam. Dacă am aprobat și s-o zis, dar n-am spus, cine a fost atent la detalii, când a zis doamna contabilă, că tăiem la salubritate, dar plătim în trimestru 4. A făcut o plată, deci din 20.000. Și v-a garantat că până la finalul lunii termină. Deci, la susținere Curte, s-a aprobat pentru Biserica Scorțeni 70.000. 10.000 în trimestru 3. S-au dat, i-ați văzut în execuția bugetară. În luna octombrie s-a mai virat 20.000. În luna octombrie s-a virat și 5.000 către parohia Florești și 5.000 către parohia Grigorie. Știți că ați aprobat 10.000, 5.000 pentru... Noi i-am luat din salarii. Așa, i-ați luat din salarii, știți, da? Prea bine. Ei, pentru parohia Scorțeni urmează în tranșe să dea bani, pentru că eu, banii care au venit, vin de la Consiliul Județean, cote din impozitul pe venit, banii vin lunar. Nu vin toți grămadă. Luna asta îmi dă 60.000 și să-i dau eu mai departe la biserică. Banii vin lunar. Puteți să întrebați la impozit și taxe. Sunt conturi în care Consiliul Județean și finanțele alocă banii lunar. Deci banii vor fi dați lunar. Dar trebuia dat din primul semestru. Deci s-au aprobat bugetul. Adică deci nu s-au dat setatizat din semestrii sumi. Păi da, dar banii Mihăiță s-au tăiat de la salubritate. Duceți-vă aminte că am discutat. Eu nu pot să rămân în trimestru 1 sau 2 fără bani la salubritate. Atunci nu pot să fac nicio rectificare. Deci rectificare de buget. Până în luna iulie nu se poate face virare de credit dintr-o parte în alta. Ei, dacă luam din trimestru 1 sau 2, nu mai aveam de unde să plătesc facturile. În schimb, am rămas acum în trimestru 4 cu facturi restante la salubritate. Asta v-am spus. Poate găsiți dumneavoastră, domnul consilier, o soluție. De unde să iau bani să plătesc facturi la salubritate? Pentru că eu nu am altă soluție. Sunt facturi restante.
abil și de isteț ca să poți găsească soluții de finanțare. Dacă găsești domnul primar, o să vină. Are partid la guvernare, are partid la conducere. E vreau că ai avut la guvernare. Ai avut la guvernare. Eu discut concret, pe facturi, nu pe altceva. Pe politică. Da. Am înțeles. Domnul Mar, am înțeles că a fost controlul Curții de Conturi, nu? Da. Aveți un raport al Curții de Conturi, nu? Dacă mi-a părat prezentat, sunt obligat să fiu. Nu, am întrebat, adică... Nu am știut, că am știut în ședința telefonică, că nu s-a putut desfășura ședința ordinară, decât telefonic, pentru că era ocupat sala de ședință. Da, era, că era numai documentic. De a face căminul cultural. Dacă cineva ne-a întrebat că ați dat la scorțenii pandemie, că se face ședința telefonică ordinară. Da, eu am avut și în acesta, cum mi spune, gripă. COVID. Da, s-au stat în izolare. Asta nu era obligat să vină. Deci, dar nici nu era ședința. Da, nu, întrebam că... Poate am avut și eu și nu știu. Ne-au întrebat din motivii că a fost filmat atunci la momentul ăla și au scris și a fost tot bolnav, o scris așa. Adică de urgență, adică din punct de vedere... De urgență a fost ordinară. Asta a fost telefonic, a fost telefonic ordinară. Cum să fie ordinară? A zis domnul. Dar nu documente... Dar cum se facă două ordinară? Când ce ședință a fost, băi? Ordinară. Care? Domnul. Telefonic ordinară. Telefonic ordinară. Da. Luna trecută. Cum să fie ordinară? Da, luna trecută. Luna trecută, dar nu luna asta, luna trecută. Nu, aia telefonică a fost acum, asta a fost extraordinară. Eu mă refer la aia ordinară, nu la asta. Aia, dar aia nu s-a plătit. Aia a fost hibrid. Hibrid, da. O parte prezență, o parte... Păi, no. Dar oricum ar fi temei legale există pentru... Este că este și la prefectură. Nu, dar aia ultima telefonică care îmi spui tu care a fost... Nu, aia la deci nu m-a referit la aia. Eu nu m-a referit la aia. Nu, aia nu. De la aia nu m-a referit, că aia a fost... Da. Să vezi ce studii trebuie să faci, că nu poți să faci, să facem așa cum vrem noi. Am să te-o prezint, doi de la Săchita, dar nu știu dacă o găsim. Să o citești, că e mai amplă. Scolco, trebuie făcut studii, o grămadă, pentru mașinile care îi spunea. Facem studii, facem și luăm hotărârea, dacă facem. Păi facem studii, dar n-am bani să dau la profesoara asta de aici și acum fac studii. Dar nu neapărat. Dar bine, da, ca să știm despre ce vor. Am văzut un număr de 17 din județul Bacău, sunt prinsi în programul Masa Caldă. Am participat și cu alegeri la noi, am depus un proiect, nu a fost aprobat. Anul trecut. Nu, anul ăsta. Anul ăsta în primăvară. Ascultați-mă ce vă spun. Nu. Eu am primit niște măicuțe de la o fundație din Italia, care au și un microsediu la Mânești. Prin care anumite persoane, copii defavorizați la grădiniță, dar nu știu exact câți, ca să spun eu așa, primesc niște pachete sponsorizați de fundație. Programul ăsta, Masa Caldă, care spuneți dumneavoastră, sunt jur de vreo 18 copii cu situații financiare mai precis. Da. Doar că în toată țara, încă nu s-a început programul, dar din cauza lipsei de fonduri. Și... Da. Domnul Cipriu, dacă mai aveți... Da, vreau să vă rog, în legătură cu terenul de fotbal, de la școală, de sport. Acolo, într-adevăr, oricine poate să meargă pe el, să zicem. Oricum e deschis, dar se lasă foarte multă mizerie. Copiii vin acolo... Eu nu ți-ai zis. Au fost și narcis acolo, au fost curățenii. Au fost și poliția, alaltă ieri am trimis cu polițistul local în pauză. Trebuie discutat cu persoanele care se duc. Până la urmă, nu știu dacă le putem îngrădi. Nu, ca să vă spun eu despre ce vorba. Le poți îngrădi. Am sunat poți să folosească doar foarte mică. Eu nu am nimic cu copiii care, că este normal să facă mișcare și după program. Dar nu vin copii. Vin mai mari. Da? Și acolo sunt sticli de băutură. Din ce informații am, nu știu cât îți de reale, dar vorba se duce, dacă nu ies în fum, știi, se duce. Să mai trage și câte o leacă pe nas. Și eu am anunțat poliția, de nu știu câte ori am trimis... Faceți sezonarii camere. Da, dar i-au prins și un flagrant la băut acolo și nu le-a făcut nimeni nimic.
Pentru că patrulile la poliție nu sunt neapărat de la noi, că fac un schimb între comuni. Și dacă vine în altă parte, eu lua datele personale și salut. Cam acolo rămâne. Problema este că o să discut, să vedem cu o firmă de bază, să vedem dacă cu care mai au contract societățile de pe aici, cumva, când sau jandarmeria, când au traseu prin zonă, să se ducă din când în când să vadă, să-i prindă. Acolo sunt sticle pe teren sau ce sunt? Sticle, beau, fumează, arunce țigările pe... Dumneavoastră nu sunteți de acolo, nu știți care sunt sau nu... Aici la școală, la școală. Aici la școală. La școală, la noi, nu vorbesc terenul din fața. Baza sportivă. Au fost eu prins, dar dacă... La urmă, eu zic că nu ar spune nimeni nimic, nici de la școală nimeni nimic, dacă ar strânge în urma lor. Adică, băi, eu cred, nu zice nimeni să nu obiezi. Omule, ăla e teren de sport, nu-i creștă. E teren de sport. Noi când l-am făcut, că erai consilier și dumitare, da? Pe primul mandat al meu. Când l-am finalizat, da? E pentru copii. Și după program organizat, dar să fii oameni și un pic decenți și un pic responsabili. Acolo să vine sâmbătă și duminica, mai ales seara, după ce se întunecă, la băut, la... Bine. Iubit, la mai știu eu ce. Clar. Acest spațiu e amenajat pentru oameni. Nu, 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 o întrebare avem o legătură ca o bambă. Da, Netherlands. Țările de jos. Secundă, două... Am înțeles că a fost intervenții pentru iluminatul public și becurile lipsă care nu sunt. Pe ulița complexă sau pe... Ulița dumneavoastră. Finiștri, nu e a mea, ea... cetățenilor. Păi tocmai asta vreau să o întreb. Ideea este... Păi întrebat, era un ghiac când ai întrebat-o. Da, da, întrebat-o. Am și sunat-o. Dar era un ghiac când ai întrebat-o. Am și... Da. Nu s-a intervenit. Nu este bec. Sunt trei becuri care nu funcționează. Unul nu iese la doamnă, la Claudia. Eu știu, mă, dar eu am eu i-am dat lista. Unii se duc. Dar și nu sunt. Păi de-au zis, l-a trimis pe domnul Lăzărescu. Băi... Ce vă spus domnul Lăzărescu, doamna Ceaușului, domnul poliției? Doamna Ceaușului? N-au ajuns peste tot. N-au ajuns peste tot, că n-au fost ei. N-au ajuns și sunt datorii și nu îi mai cheamă că nu avem de unde să le dăm bani. Dar nu e o problemă, că primarul și-a sumat. Problema este datorii. Am datorii la greu la ei. Problema este că am vorbit cu ei. Să știți, foarte multe becuri. De exemplu, pe șoseaua veche în Grigoreni, nu are un bec. Să știți. La magazin... De la monument stânga. Uite la mine ce spun eu. La magazin, pe ulița, cum îi spune acum pârâului sau... Așa. Personal. I-am pus o notată la Narcisa, i-a dat lista lui Lăzărescu și a dus Lăzărescu pe teren. Eu a doua zi am luat-o în barbă la doamnele care au venit să-și facă actele pentru încălzire. Că i-am promis și nu le-am pus, dar eu am dat sarcini. Eu am fost special. Și nu e o problemă cu firma. Domnul Lăzărescu a venit, într-adevăr, și-a montat lângi. Și-a montat și-a făcut foarte... Știu că vorbim și cu dumitarii. Da, s-a terminat, nu le-a montat mie, le-a pus... Nu, au vorbit cu dumitarii, ca să mai dai referințe și repede. Eu i-am dat mesaje cu toate punctele unde nu... Unde trebuie lângi, unde trebuie lângi, unde trebuie becuri, trebuie aprins instalația... Nu este nicio problemă cu firma. Că eu cu firma am vorbit, că n-am rămas niciodată de acord. Nu avem bani acum, dar eu nu pot să las trezile fără curier. Lându-și dacă mai... Plătesc la anul, dar vine să facă, dar trebuie să punem că vine Crăciunul. Păi, haideți să aprindem becurile într-o zi, în toate satele. Dar noaptea se poate merge cu o mașină să vadă care cine mai... Nu noaptea, mă, că așa se face. Nu, ziua și se vede exact care se face. Și nici n-ați făcut așa, doamna Vici. Păi eu nu să... O veni mașina și-o pus în unde a avut listă. O avut, nu veni singur, o veni cu contact. Dar nu a pus unde a avut listă, să știți, nu a pus peste tot. Păi nu a pus. E bun că nu mai există numai la noi un bec, două la mărginie, nu arde niciun bec, e pămâna mărginie, așa de mare. Dar nu mă interesează, nu interesează pe noi la mărginie. Dar nu a mărginie, nu a mărginie. Că nu arzolea, până la mărginie, nu mai sunt, nu mai sunt lături pe toate lături. Dar lături care au fost dat de jos.
balastru, de nu se mai poate circula. Trebuie să nu mai scoatem, lămpile nu mai sunt. Măcar cu niște balastru. Domn primar, și apropo, să nu mai vreți lumina ca pusă dreapta la general, la cealaltă, la aruncă în aer. O secundă. La care? Cine? Tonie Curietu, așa, nu ca pusă. Dar și ies, toată zica, nici ca pusă pe lumină. Domn, dar nu e. Pe te doi, la doi de jos. Tot păi strică, seara, seara se aparat, îți mână-n mână cu ăștia cu fac. Se trebuie cu seara cu ne. M-am dus într-o sare la urmă. Doamna Vici, în Florești, mai atent am făcut cu grinte oameni, am înțeles. Se trebuie cu seara cu pași care sunt crescute. Asta vreau să vă spun și eu la discuții, deci am vorbit. Am vorbit cu cei de la EON, de de-aia am găsit, și ne-au dat un număr de înregistrare. Eu zic că să așteptăm o săptămână, două. Am numărul de înregistrare aici. Am vorbit pentru Agudul ăla și este și mai este și un copac. Deci nu, mai ales Agudul ăla care trebuie și într-adevăr, când o să fie buget, trebuie ținut cont pentru o firmă ca să taie și să curețe copacii. Toate străzile și toate ulițele din sat, nu este numai acolo. Dar acum pentru... Nu, prima dată, deci o zis o săptămână, două se așteaptă. Pentru că e la președinte, are și el întrebare, da? Eu am avut întrebarea cu iluminatul. Rugămintea este să luați moruzul ăla de la monument. Am văzut că ați adus piatră și e foarte bine, dar să scăpăm. Ne apucăm săptămâna cu moruzul ăla de acolo. Să deparăm. Și mai rămâne unde am adus două mașini. Să mai spuneți străzi care trebuie. Ca să știu unde mai trebuie, că să ne apucăm și... La Grigoreni, cel puțin, nu se poate spune pe stâlp, pentru că ar fi o listă foarte lungă unde trebuie înlocuite becurile. Sunt foarte, foarte multe arsii. Nu, alea o să se schimbe când le montează ziua să de. Să țineți cont cu ora să schimbă, da? Vine da. Ora de iarnă și va fi mult mai mult întuneric, da? Și copiii vor ajunge prin întuneric. Și nu numai copiii, și salariații și toată lumea care circulă. La o oră decentă, 5-6-7, care întuneric. Asta e rugămintea mea. Dacă îi chemați pentru 5-10-20 de vehiculi care aveți dumneavoastră o listă în momentul de față sau în momentul respectiv. Nu, cei care au fost mai... Ei oricum, nu le dați acum bani, le dați prin dat. Dar transportul oricum îl dați. Ori te schimbați o studiu, ori te schimbați 10 vehicuri, așa că faceți economii, țineți... Dar două zile o schimbat la vehicuri, au fost multe avarii, deci două zile. Au fost și la Bogdăniei și la... Dacă nu mai sunt alte întrebări, eu declar ședința închisă. Mulțumim!